Bună ziua, doamnelor, domnilor, mulțumiților și stimaților! Suntem în zi de luni! Luni! Din nou! Știți cum e? Hai să vă lăburesc. Aseară am stat și m-am gândit cam cum să fac introducerea în această fantasmagorică emisie. What? Să-mi pun apoi șapca? Nu. Atunci? Asta-i nici căhă, nici căhă. Da? Când stai până la 3 dimineața uitându-te la filme și în timp ce te joci, e din cauză că ai dormit și n-ai avut somn, ai dormit cu o zi înainte până la 10 și ai dormit cu o zi înainte până la 10 pentru că și ziua de mai de dinainte ai fost la chef, că a fost sâmbătă. Ai fost la chef că a fost sâmbătă pentru că a venit weekendul care se încheie, care începe vinerea, da? Și care vine după o săptămână întreagă de muncă în care e tras ca nebunul. Deci, practic, dacă facem pe logica asta, te trezești lunea obosit pentru că ești obligat să vii la muncă. Dacă n-ai fi obligat să vii la muncă, n-ai fi obosit lunea. Ha? Are noi, mă, ce zic eu? Nu. Zic de ce te-ai trezit la 10? Pentru că am dormit. Nu, m-am... Te-a trezit un coleg la 8. Nu m-a trezit un coleg la 8. What? Așa nu. Nu, mi-ai dat SMS-ul la 8, nu m-ai trezit. Când te-ai trezit, m-a trezit la 10 pentru că am stat până la 3 dimineața să mă joc. Star Wars. Am o viață fantastică, frate. Weekendul este weekend pentru toată lumea. Să trăim. Astăzi este 14 și pentru tine este weekend. Complet chiar. Ha! Unii este făcut să muncește. Păi degeaba! Dragilor și dragilor, lăsând la o parte dialogul către colegi aici la Buc, aflați că astăzi suntem în 14 martie, zi care are o importanță deosebită pentru matematicieni, asta este ziua în care băieții au o erecție mentală, probabil, este 3-14, da, lună zi, 3-14, este ziua internațională a lui Pi. Și nu vorbim de Pi, da, vorbim de Pi, simbolul de 3,14. 3,14 este Pi, este o celebrare anuală a constantei matematice Pi. Eu mor când aud de Pi. Ziua Pi este serbată pe 14 martie, 3,14, în formatul lună-zi, din moment ce 3, 1 și 4 sunt primele 3 cifre importante ale lui Pi. În 2009, Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii a susținut de asemenea desemnarea unei zile Pi și celebrarea ei în întreaga lume. Deci astăzi este ziua Pi. Mor când aud de Pi. Matematicienii toți să ne Pi! Pi tu, Pi eu, toată lumea Pi! Pi la stânga, Pi la dreapta, Pi în sus, Pi în jos. Da? În caz că nu v-ați prins, oamenii se bucură și se celebrează un 3,14. Noroc că n-am avut nicio tangentă, cotangentă, ha? Cu matematica. Ce treabă? La mine matematica s-a terminat cu tabla mulțirii și gata. Tot ce a urmat după tabla mulțirii mi s-a părut plictisitor, inutil și imposibil de ținut minte. Și mai ales imposibil de pus în practică. În viața de zi cu zi, zic. Da? De-aia vorbesc. Viața de zi cu zi. Tot ce a urmat după tabla mulțirii, împărțirii, da? Mulțirii și împărțirii, tot ce a urmat mi s-a părut inutil și mă repet și asum această declarație, inutil, idiot și imposibil de întâlnit măcar o dată în viață, în viața cotidiană, de zi cu zi a unui om normal, nevoia de a folosi acele informații. Da? Despre ce vorbesc? Fracții supraetajate, pe alea le-am acolo, eu la alea am rămas. Mai nou văd pe internet, pe gandu.ro, parcă, pune cineva, profesor de matematică la rândul lui, un material, un articol foarte fain despre cum te nebunește școala. Cu probleme de matematică, și dă ca exemplu, probleme de matematică de clasa 5-a.
a 5-a. Eu în clasa a 5-a, în clasa a 5-a încă stăteam cu degetul în nas și încercam să, hai să văd unde, dacă l-am salvat sau nu. Nu, nu cred că am. Da, îmi pare rău, nu am materialul. Să se demonstreze că ecuația nu știu care este indubitabil, indestructabil, indispensabilă. Cum? În clasa 5-a. Bine, clasa 5-a fiind clasa în care copilul iese de la tante învățătoarea și intră la domnii profesori. Da? Tante învățătoarea nu mai e aceeași mereu. Brusc te trezești că din clasa 4 în clasa 5 că ai o grămadă de profesori, fiecare vine și te bate la cap pe materia domniei sale, fără să-i pese dacă ai probleme la alte materii, pentru că fiecare e fixat pe materia lui. Nu mai e ca la, da, la 1-4, unde învățătoarea știa că, bă, frate, hai că, uite, nu facem chiar 50 de minute de matematică, mai stăm puțin la română, că am văzut că am niște copii care nu se descurcă cu scrisul. Da? Brusc te trezești într-un sistem în care fiecare prof e pe felia lui și îl doare la bască dacă ai probleme la alte, la alte obiecte. Corect? Și vine matematica pe care am urât-o profund. Nu spun acum că e un obiect de 2 bani, e un obiect foarte fain și posibil fascinant. Într-o societate, într-o viață, într-o perioadă de timp în care nu există o constantă, trebuie să-ți găsești una. Aia rămâne matematica, frate. Aia nu se schimbă niciodată. Da? E aceeași. E fix pentru persoanele care se dau un vânt după chestii clare, stabilite, care vin așa, așezate, ca lumea. Aia e matematica. Eu personal sunt umanist de felul meu. Eu am să susțin mereu că muzica nu este matematică. Mi-a spus un profesor de muzică chestia asta, m-a uitat la el și am râs. Domnule, muzica este matematică. Nu. Nu e matematică deloc. Păi da, domnule, dar trebuie să ții măsură. Da, am înțeles din punctul ăsta de vedere, da. Muzica e feeling, e sentiment. N-are nicio treabă cu matematica. Cum să-l pui, nu știu, pe unul să bage Tchaikovsky nu. Spune că muzica e matematică unui tip care bagă blues. Da? N-are nicio treabă matematică. Matematica e acolo. Dacă ești genul de om care în viața, în existența căruia toate chestiile sunt clare, stabilite, nu există posibilitatea de stânga, dreapta, nu poți să ieși dincolo de linii, dacă vrei neapărat să fii într-o cutie care e stabilită de alții cu sute de ani înainte, aia e matematica. Totul este ordonat, totul, da, eu nu sunt genul, de-aia n-am înțeles, am urât-o profund. Matematica, în schimb, fizica mi-a plăcut, da? N-am excelat, dar mi-a plăcut. În schimb, matematica, E, astăzi este ziua Pi, că de aici plecasem. Pi! Constantă matematică Pi, 3,14. Tot astăzi este ziua limbii estone, dar asta nu interesează pe nimeni. Tot astăzi, dar în 2004, Vladimir Putin a fost reales președinte al Rusiei cu 71% dintre voturile exprimate. În 2007, pe 14 martie, a fost celebrată pentru a doua oară Ziua Mondială a Matematicii, despre ce vorbeam mai devreme. În 1950, FBI-ul a emis în premieră lista celor mai căutați 10 răufăcători. În 1979 s-a născut Nicolas Anelka, fotbalist francez, și în 1988 Sasha Grey, fost actriță porno. Sasha Grey, fata cu bilele. În 1879, Albert Einstein, fizician americano-elvețian de etnie evreiască, laureat al premiului Nobel pentru fizică, s-a născut. De ce am adus, nu neapărat că e Albert Einstein, dar în timp ce vedeam chestia asta pe internet, că nu știam că azi e ziua lui Einstein, evident, mi-am adus aminte de funar, pe care l-am iarăși în
Funar, frate. Gheorghe Funar, om care a fost 12 ani primar, care are niște păreri foarte clare. Da, apropo, am să intru direct în materialul cu omul. În 1883 a murit Karl Marx, filosof și economist german. Astăzi este ziua în care Pi este sărbătorit prin halit plăcinte. Da? Matematicienii din toată lumea au, vă spuneam, orgasm pentru că azi e ziua lui Pi. Corect? Și plebea, da? Prostimea, care nu e matematician, sărbătorește Pi mâncând plăcinte, pentru că pie, cum mi se mai spune lui Pi în Statele Unite, înseamnă și plăcintă. Cu alte cuvinte, mâncați plăcinta, care mai e și rotundă. Cerc, gen, și are legătură cu Pi. Intrăm în materialul cu Gheorghe Funar. Mă întrebase cineva pe Facebook, bă, filmulețul ăla de l-ai pus tu acolo cu ăsta care zice că poporul dac este poporul ales și că toți oamenii de pe planetă se trag din daci, e pe bune. Eu inițial am spus, băi, sper să fie vreun, cum se cheamă, un trailer ceva, un teaser a unui film, a unei parodii, nu știu, nu, e pe bune. M-am lămurit în weekendul ăsta, interviul cu Gheorghe Funar este chiar pe bune. Gheorghe Funar are teorii despre orice. Deci dacă Partidul România Mare și-a pierdut cumva pastilele, pastilele, da, pentru că a murit săracul om, a rămas unul în urma lui care să fie la fel de nebun. Și cu păreri la fel de clare. A rămas Gheorghe Funar, da, pastile 2. Se reîntoarce. Pastile! O să a trebuit să-l cheme Vasile Pastile. Funar 2. Versiunea 2.1. Nu-mi dau seama exact ce e în capul omului ăsta, dar el are opinii despre absolut orice. Și nu sunt opinii argumentate despre absolut orice, sunt opinii care conțin trei cuvinte. Evrei, conspirație și daci. Dacii. Băi, în ultima perioadă a intervenit cuvântul dac în vocabularul cotidian al românului. Brusc ne-am adus aminte că suntem pui de daci. Cum te cheamă pui de dac? Atila, da? Sau Ițic. Uitați-vă puțin la populația României înainte de război, război, după război. Evrei. Dar noi suntem daci. Gheorghe Funar are câte o teorie despre orice, vă spuneam, despre Nicolae Ceaușescu s-a rezolvat foarte, vă citesc, foarte, foarte pe scurt, nu e mult, dar hai să, ca să nu îi bag omului cuvinte în gură mai mult decât le-a băgat el singur. Pe vremea lui Ceaușescu am realizat atâtea pentru că am avut un conducător român, nu evreu, numai nevasta Elena a fost evreică. Cum, n-a știut lucrul ăsta? De la ea ni s-au tras toate relele. Ok, o fi, n-am cunoscut-o pe Elena Ceaușescu? Am văzut-o căzând, în schimb. Pe Nicolae Ceaușescu l-am văzut o singură dată când a trecut pe aici prin Roman și trebuia să facem sus cravata, jos cravata. Dumnezeu a lăsat primii oameni pe planeta Pământ în spațiul Getodac. Da? În România, mai exact, în România de astăzi. Dumnezeu, când a făcut oamenii, aici a aruncat prima oară. Cum te cheamă? Burebista. S-au făcut studii de către istorici și arheologi și au ajuns la următoarea concluzie. Leagănul civilizației pe planeta Pământ a existat în spațiul Getodac cu cel puțin 10.000 de ani înainte de Hristos. În jurul anului 4.000, Bunul Dumnezeu le-a dat poruncă strămoșilor getodaci să populeze planeta Pământ. Toate popoarele lumii au ca strămoși getodacii. Păi și atunci de ce suntem noi creștini? Păi aia eu nu înțeleg. De cum de suntem noi creștini? Noi, dacă noi existam cu cel puțin 10.000 de ani înainte de Hristos, înseamnă că ăla trebuia să fie dac. Nu noi să fim creștini. Că suntem mai vechi. Da, în caz că nu știați, Deutschland înseamnă țara dacilor. Deutschland înseamnă țara dacilor. Piramidele, vă știți că ce aveau dacii pe drapel?
A? De la bun început, ce nu e în regulă cu formular? Ce aveau dacii pe drapel? Păi dacii nu aveau drapel. Dacii aveau un cap de lup înfipt într-un băț. Da? Ci că aveau pe stemă o piramidă. Erau iluminati încă de atunci. Piramidele din Egipt au fost construite de strămoșii noștri getodaci. Doamne. Limba română este urmașa limbii primordiale pe planeta Pământ. Irlandezii vorbesc o limbă foarte apropiată de limba română. Vă rog, cine locuiește prin Irlanda? Nu vorbesc irlandeză. Nu știu nici măcar cum sună irlandeza. Îmi place accentul în limba engleză. Habar n-am cum sună irlandeza. Deci dacă aveți, locuiți prin zonă, vă rog tare mult, trei cuvinte sau și eu cum sună, dacă e cât de cât asemănătoare cu limba română. America a fost descoperită, după cum știm foarte bine, de Cristofor Columb, dar la ceva vreme după Amerigo Vespucci. E bine, ăștia doi hoți, mai exact excrocul ăsta de Cristofor Columb, el avea în buzunar o hartă getodacă. Pentru că getodacii fuseseră deja în America. Da? Ei fuseseră deja acolo. Iar ăsta, că păi nu vă întrebați de unde avea Cristofor Columb o hartă, că el s-a ghidat după o hartă de ajuns în America. Cică. El avea harta getodacilor în buzunar. S-a dus să descopere Americile, dar el avea harta în buzunar, zice mai departe Gheorghe Funar. Capitala Ungariei este de fapt o cetate dacică. Buda, evident, da? De la cetatea dacică Buda vine numele Budapesta. Iar la colectiv a fost un atac terorist cu gaze mai toxice și mai periculoase decât au aplicat în lagărele din Germania. Lucrătură evrească și acolo. Ăsta este omul care a fost primar 12 ani. Se întâmplă ceva cu politicienii din români? E ceva în regulă? Beau ceva nașpa acolo la ei? O fi din cauza interdicției astea fumatului? Deci nu mai poate fuma tutun, dar încep să tragă alte chestii, ganja, cannabis, chestii genul ăsta. Cum se face că după ce ajung să fie foarte cunoscuți, îs sus pe val, când coboară de pe val, înnebunesc? Deci dacă omul ăsta scoate așa ceva din el, putem presupune că și în aia 12 ani în care a fost primare de Cluj era la fel de idiot? Tot idiot, pardon, hai să... nebun? Sâmbură, cum poți să zici? Toată, băi, brusc, a ieșit tu în val de ăsta, dacic, frate, de mă nebunesc. Dacic, bă, atâta ne spargem în figuri cu trecutul nostru glorios. Să vă readuc aminte că trecutul nostru glorios înseamnă mii de ani de trădări, de vânzări, de domnitori, de pupată în fund marile puteri. Nu avem un trecut glorios, îmi pare rău să spun. Nu avem niciun prezent glorios, iar viitorul se arată sumbru. Despre ce vorbim? Da, or fi fost dacii, o nație puternică, dar pe urmă, după Decebal, 1400 de ani, istoria mai puțin vorbește despre ce s-a întâmplat în spațiul Carpatul-Danubiano-Pontic. Pentru că după moartea ultimului rege dacic, ne-am spart în 14 milioane de triburi, cum erau înainte de ultimul mare rege dacic. Că noi n-am știut să împărțim puterea niciodată. Ne-am spart noi ca daci, noi, ăia. S-au spart în 15 milioane de tribulețe pe care istoria nici măcar nu a catadixit să le noteze. Și până la mari voievozi nu se mai știe mare lucru, nici în manualele de istorie nu se vorbește despre astea. La școală nu se mai învață, uitați-vă puțin. După ultimul mare rege dac,
pauză până la Mircea cel Bătrân. Este? Sau pe acolo, pe undeva, 1000 și 200 de ani. De ce? Pentru că așa de puternici, de uniți au fost, inclusiv în perioada aia încât s-au spart în 15.000 de triburi care au fost cucerite, fiecare s-au bătut între ei, da? Despre ce istorie extraordinară și trecut glorios al poporului român vorbim? 2000 de ani de trădări, de uneltiri, 2000 de ani de ucis voievozii care au încercat să facă ceva. Hai că ne-am bătut cu turcii. Ne-am bătut cu turcii pentru că altfel ne pârjoleau ăia. Dar mai mult decât să ne batem cu turcii, i-am pupat în fund pe turci. Că n-a fost domnitor să nu plătească bir către în alta poartă. Toți au plătit. Și s-au vândut unul pe altul pentru tron. Ce tot atâta vorbim? Da, dacii, ori fi fost, dar noi nu suntem daci, nici pe departe, noi suntem români. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc eu așa de nașpa despre propriul meu popor, dar hai să nu ne căcăm pe noi. Noi nu suntem daci. Brusc a ieșit valul ăsta, frate, suntem daci, nu suntem daci, suntem români. Nici acum, în 2016, nu suntem uniți. Fiecare trage pe spuza, pe turta lui. Vorbim despre ce? Despre daci. Daci și au murit, au dispărut acum 2000 de ani. Gata, la revedere. Daci. Nu, nu suntem daci absolut deloc. Suntem români. Să vede. Suntem români. Bucureștiul trage pentru București, Ardealul trage pentru Ardeal. Moldova a rămas a nimănui și nici ăștia care sunt la putere în Moldova nu sunt în stare să facă ceva pentru ea. Jumate din țară e în afara granițelor, că le-am pierdut în timp. Păi dacă erau dacii acum, ăștia porneau, frate, gălăgie, făceau scandal. Nu, noi suntem pe cale să pierdem inclusiv portul Constanța. Dacă e să mă iau după unele zvonuri, că Cioloș ar fi zis el că e dispus să facă anumite concesii pentru în interes olandez, ca ăia să fie de acord ca noi să intrăm în Schengen. Cu alte cuvinte, la fel ca de fiecare dată, dacii moderni care sunt românii se așează ușurel, fain, frumos în genunchi, ridică buzele, le țuguie, desfac bucile Europei și pupă. Ca asta știm să facem, asta am făcut mereu. Îl călcăm pe cap pe ăla care e mai slab decât noi și îl pupăm în fund pe ăla care e mai puternic. Și nu neapărat pe cei din exterior, dar îi pupăm în fund puternic pe ăștia din interior. Trebuie făcute mai multe biserici în România. Păi, frate, dacă trebuie, de ce? Pentru că ăștia sunt puternici acum. Îi călcăm pe cap pe plătitorii de taxe și impozite, pentru că sunt niște slăbani și îi pupăm în fund pe ăia care ne asigură că slăbanii vor vota pe cine trebuie. Cei doi copii din... apropo de chestia asta, de ce spuneam mai devreme. Domnul ministru al agriculturii, țin să vă anunț că s-am uitat cum îl cheamă, că există firme în România care încă n-au închis. Fabrici care produc alimente care încă n-au închis. Așa că, uite, vă dau un subiect. Doi copii din Fetești care au fost internați la Spitalul Marie Curie cu sindrom hemolitic uremic au consumat carne. A spus duminică dr. Mihaela Bălgrădean, șefa secției de nefrologie a Spitalului Marie Curie. Deci au consumat carne. Aia cu brădetul i-a zăpăcit deja, gata. La o parte cu ei. Vedeți că sunt copii care au sindrom hemolitic uremic și au consumat carne. De unde-s? Din Fetești. Vedeți că sunt firme care produc de-astea din carne. Șobele. Anunțați-le de pe acum, faceți o listă cu toate firmele și spuneți că de acolo s-au îmbolnăvit. Pentru că nu e așa de ce să producem. Închideți-i, că e mai sigur. Cei doi copii din Fetești diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic au mâncat carne. Este vorba de un copil de 6 luni și de unul de 7 luni. Este abia la începutul bolii, însă starea lui este gravă, a spus doctorița Bălgrădean. Pe producători, adunarea, tugrăm, tugrăm, tugrăm. Nu ne mai interesează că săracii copiii sunt în stare critică.
Da? Ok, gata, ăsta a fost subiectul de ieri, ne interesează, bă, cine le-a dat? Hai să închidem, hai, și toată presa că l-are pe fabrica aia, între timp copiii vor trece ușurel, 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 în uitare. Și cu copiii care au consumat produse lactate, s-a întâmplat la fel. Ei au trecut cumva pe planul 2 în atenția presei. Pe planul 1 a fost, bineînțeles, fabrica Brădet. E momentul să închidem niște firme. Că noi facem chestia asta. Vă spuneam, noi ca români luăm deciziile cele mai proaste, dar cel mai ușor de implementat. Despre ce vorbesc? Despre Primăria Capitalei. Știți că a sărit cineva cu mașina în Dâmbovița și au murit doi oameni? Da? Ce s-a întâmplat acolo, de fapt? Mai multe incidente în care mașinile au căzut în Dâmbovița. Au stat ăștia de la Primăria Capitalei, s-au gândit bine, bine și au zis, bă, ce să facem ca să nu se mai întâmplă chestia asta? Și știu că și voi acum acasă, băi, s-au pus monta balustrade, au pus, nu știu ce drag, nu, frate, au limitat viteza. Da? Pe un drum care e de-a lungul râului, i-au limitat viteza. Asta a fost soluția lor, aia mai bună. Deci după ce au gândit ăștia de la Primăria Capitalei, au stat și s-au gândit și au zis, bă, știi ce? Eu zic să-i facem pe ăștia de-a lungul Dâmboviței să coboare și să-și împingă mașina. E cea mai bună soluție, ne asigurăm că nu mai cade nimeni în Dâmbovița cu mașina. Asta a fost soluția lor cea mai bună. La atât s-au gândit. Nu-i adevărat. Au zis că promit că până la sfârșitul acestei luni se vor monta și parapeți de beton în locul gardului care îngrădea râul și care a fost, uimitor, furat. Noroc că au murit niște oameni. Despre ce vorbeam la început? Și cu colectivul, și cu morții de pe europeană, de pe 85, și cu morții de pe Roman Piatra. Noroc! Avem baftă mare! Oamenii ăștia care mor în accidente idiote de genul ăsta ar trebui martirizați, ar trebui, să fie sfinți. Pentru că noroc de sacrificiul lor că autoritățile iau atitudine, nu decizia cea mai bună, ci iau atitudine. Măcar atât. Că dacă unui om nu-i cade un copac în cap, nu se apucă primăria să taie copacii. Dacă o șarpanță, sau cum dracu se cheamă, nu cade de pe bloc să-i rupă gâtul sau spinarea unei persoane, nu se ia atitudine. Dacă o mașină nu este atrasă, nu este absorbită dintr-un canal, nu se asfaltează sau nu se repară o stradă. Dacă un copil nu este sfâșiat de câini, sau doi, sau trei, sau cinci copii nu sunt sfâșiați de câini vagabonzi, nu se ia atitudine. Este, oamenii ăștia toți ar trebui să fie sfinții, 4 miliarde de ucenici moderni. Pentru că ei sunt trăgaciul, ei sunt capsa care provoacă o schimbare. Au murit oamenii ăștia că au căzut cu mașina în Dâmbovița. O tâmpenie, cum să cazi cu mașina într-un râu? Ați văzut cum e Dâmbovița? E de atâta și are strâns pe poartă și pe alta, nu se poate să nu fi văzut măcar o dată. Deci trebuie să fii de o prostie crâncenă să ajungi în Dâmbovița cu mașina. Dar totuși, se întâmplă. Vine o forță și te împinge în lateral. Că, da? Și te aruncă în apă. Dar noroc că a murit persoana respectivă sau că au murit persoanele respective, că altfel nu se lua nici măcar această decizie, și anume limitarea vitezei. Este de departe cea mai proastă decizie care se poate lua. La noi totul se rezolvă cu, bă, frate, nu mai mergeți pe acolo. Da? Pe 85, accidente, limităm viteza. Deja o să ajungeți să mergem cu 20 pe oră.
Și totul să aibă loc accidente, pentru că un indicator e pus acolo, dar cine îl bagă în seamă? Indicatorul ăla nu o să-ți sară în fața mașinii, că e o bucată de tablă înfiptă pe un stâlp, pe un stâlpuleț metalic. Da? Indicatorul respectiv nu o să facă trage pe dreapta măjito că mergi cu 140. Nu, el e o bucată de tablă înfiptă într-un băț. Indicatorul respectiv care arată limita de viteză nu o să-ți facă poză când mergi cu 140. De ce? Pentru că e o bucată de tablă. Puteți să puneți 100 de milioane de indicatoare. Alea nu vor face nimic. De ce? Pentru că sunt bucăți de tablă inanimate. E atât de simplu. Semnele rutiere au fost amplasate în zona în care au murit recent două persoane după ce au căzut cu mașinile în apă. Purtătorul de cuvânt al primăriei capitale Alexandru Echim spune că zona respectivă nu aparține de municipiul București. Da? A fost o pisică. În curtea altuia. Și de aceea nu s-au luat măsuri de protecție până acum. Pe de cealaltă parte, autoritățile din Popeș-Leordeni recunosc faptul că aproximativ 3 km din acest drum le aparține din punct de vedere teritorial, însă spun că primăria locală nu a investit niciodată în semnalizarea căii rutiere. O femeie și un bărbat și-au pierdut viața, alte 3 persoane, între care și un copil, au ajuns la spital la sfârșitul lunii trecute după ce au plonjat cu mașinile în Dâmbovița. Da? Până acum nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru lipsa gardului de protecție care trebuia să mărginească râul și nici pentru faptul că șoferii obișnuiesc să depășească viteza legală în zonă. Deci, cu alte cuvinte, primăria capitalei a montat indicatoare de limită de viteză pe cheiul Dâmboviței. Care, probabil, indicatoarele de limită de viteză de pe cheiul Dâmboviței vor face ele ceva ca mașinile să nu meargă cu viteză. Nu știu exact ce poate face un indicator, da? Dar totuși e bine că... Înțelegeți despre ce vorbesc? Zilele trecute și chiar astăzi de dimineață vorbeam și cu colegii și în fine mai multe persoane. Băi, statele lumii inventează, se adaptează noilor condiții de trai, noilor tehnologii sau adaptează tehnologia necesităților în funcție de necesități și așa mai departe. Există, cred că, o mână de țări în lume care stagnează. Cele din Africa Centrală și noi. Unde la noi parcă Dumnezeu le-a luat mintea tuturor. Nimeni nu mai improvizează, nimeni nu mai inventează, nimeni nu îmbunătățește. Dimpotrivă. Da? Noi nu îmbunătățim. Ăsta este marele nostru defect. Nu avem baza. Tot ce trebuie să facem e să îmbunătățim. Dar nu îmbunătățim. De ce? Las-o că merge și așa. Dacă străbunii au făcut așa, înseamnă că și noi putem să facem la fel. Uitați-vă la modul în care se asfaltează. Un simplu exemplu. Uitați-vă la modul în care se face dezăpezirea. La fel ca acum 200 de ani. Da? Nu adaptăm. Nu îmbunătățim. Baza există. Tot ce trebuie să facem e să îmbunătățim. Da? Ne uităm în alte țări care, evident, au mai mulți bani decât noi, dar totuși au văzut că le sar oamenii în fața metroului și că se sinucid. Au făcut niște bariere. Ce au făcut la noi? Băi, eu zic să meargă metroul mai încet, ca să aibă timp să frâneze. Pâng! Da? Despre asta vorbesc. În Marea Britanie s-a lansat o aplicație numită Bevy, prin intermediul educării utilizatorii pot comanda alcool, tutun, gustări, medicamente și chiar prezervative. Ne-am lenevită? Toate aceste produse ajung la ușa lor în câteva zeci de minute. Păi bă, frate, dacă eu am un chef
Și comand un prezervativ, pentru că ia car n-am la mine și durează câteva zeci de minute, păi îmi trece. Când trece și trece și tipa respectivă. Trece și se trece și ea și se ofilește și moare de bătrânețe. Aplicația este disponibilă doar pentru iPhone, este foarte gratuită, iar autentificarea se poate face prin intermediul contului de Facebook. Da? BV susține că timpul mediu necesar pentru a face o livrare este de 20 de minute. Utilizatorul poate chiar urmări pe o hartă cum vine comanda spre el. Prețurile produselor vândute prin BV sunt mai mari, iar pentru fiecare comandă, aplicația percepe 5 lire sterline. Însă acesta este prețul care trebuie plătit pentru confortul oferit. Care confort, bre, că vine în jumătate de oră comanda? Vine o pizza mai repede și aia durează 45 de minute până o faci. Deci să mor dacă înțeleg aplicația asta și bineînțeles că o să meargă, da? Pentru că oamenii se dau în vânt de prostii de genul ăsta. Poți comanda alcool, tutun, gustări, medicamente și chiar prezervative. Păi nu-i mai ușor să cobori și să mergi până la colțul blocului, că ți-a 4 minute, 5 maxim. Și îți cumperi alcool, tutun, medicamente dacă ai nevoie și chiar prezervative. Pentru că nu-i așa, fiecare colț de bloc are câte un magazin în care se vând acebrice și carice, că orice vrei. Avem chiloți de damă, aspirină, piramidon, vopsea pentru păr, var lavabil, parchet melaminat și piese auto. Unde toate astea? Chiar lângă pâine? Da? E un mereu câte un magazin care vinde la grămadă de toate. Dați-și mie, vă rog, o pereche de bikini și umpleți-o cu un kil jumate de biscuiți. De ce aș aștepta 20 de minute sau 30 de minute să-mi aducă cineva un prezervativ când în timpul ăsta pot să-l construiesc? Dacă am un chef, atunci, pe moment, nu-i aștepta 30 de minute, băi, zic, iubito, mai ai tu grijă din când în când să nu-mi pierd cheful până vine ăsta cu prezervativul. Păi cum, nu știu, fă și tu ceva. Cât mă uit la televizor, tu, eu ce știu, fii ca o pisică. Joacă-te cu ghemulețul. Cum? Ții. Poți să-ți cumperi și medicamente chiar. A, și toate astea pentru noroc că nu costă decât 5 lire. Pentru fiecare comandă, deși aplicația este gratuită de instalat. Doamne ferește. Știți de ce avea Hitler mustăcioara lui, pana corbului? Aia, da? Ci că Hitler a renunțat la mustața în stil ghidon, da? În favoarea stilului periuță, în timpul primului război mondial, pentru a putea folosi echipamentul de protecție în caz de atac cu gaze, spun cei de la Business Magazine. În plus, pentru că era ciudată, mustața sa a devenit ușor de recunoscut. E un articol întreg pe chestia asta cu mustața lui Hitler. Hitler ar fi fost obligat să-și taie mustața pentru a obține închidere etanșă a măștii de gaze. Dar ce făcea, frate, masca aia de gaze nu vine așa pe aici? Mă gândesc, oricine dracu are mustață aici? Sau aveau oia altfel de măști de gaze? După primul război mondial, Hitler a păstrat mustața, iar la scurt timp aceasta a devenit un simbol al dictatorului nazist. Alți purtători celebri ai mustății periuță au fost Charlie Chaplin, care a interpretat rolul lui Hitler în 1940 în filmul The Dictator, Dictatorul, dar și Oliver Hardy. Acest stil de mustață a scăzut în popularitate după al doilea război mondial din cauza asocierii cu Hitler, mai scriu cei de la Business Magazine. Vă spuneam, anii 2015-2016 se caracterizează și vor rămâne probabil în istorie ca niște ani de profunde tulburări la nivel mondial. Criza refugiaților, criza financiară, căderea piețelor valutare, să mai știu ce dracu, crize politice peste crize politice și mustața lui Hitler.
lăsând toate astea la o parte, ce interesează pe oameni? Mustața lui Hitler. Interesant ca articol, da, ok, nu știam că ăsta și-a tăiat mustața, a făcut-o atâta pentru că nu putea să-și pună masca de gaze. Acum pot să mor liniștit. Deci vreau să spun, nivelul de cunoștință e gata, am ajuns la, nu mai am unde, știu tot. Ăsta era ultimul lucru care mă interesa. Cum, de ce avea Hitler mustață de aia? De acum pot să mă și sinucid. Nu mai am nimic de învățat. Nici o altă grijă pe planetă. Am terminat cu grijile. Asta era ultima. Bă, frate, cum să mor? Ajung la bătrânețe, dracu, nu știu de ce Hitler purta mustața aia. Acum știu și pe asta pot să mă spânzur. La revedere! Vă întrebați de ce v-am dat și vouă informația asta? Ete așa, ca să nu fiu singur prost care a citit chestia aia. Să mai fie și alții! V-am mai spus că eu sunt fumător. Da? Fumez. Nu fumez mult? Fumez de mult. Am... cred că 20 și... Câți ani am eu? 30? 40? Aș fi vrut să am 30. 40. Cred că de 30 aproape fumez. Daily basis. Zilnic, care este. Da, fumez de la 10 ani. Știu. O să-mi săriți în cap. De fumat așa sănătos, fumez de la 14. Deci am niște ani de când fumez. În anii ăștia, vrei nu vrei, animal să fii, se creează un automatism. Este. E ca trezitul de dimineață. Unii se scarpină în nas, alții se scarpină în fund, alții se scarpină în alte locuri. În fiecare zi. E un tabiet, e un automatism. Unii merg cu ochii închiși până la baie, alții fac repede 15 flotări sau 3 genoflexiuni, unii se repet la geam în fiecare zi, același lucru. Cu fumatul e la fel. În atâția ani de fumat se dezvoltă un automatism. De exemplu, unul este că dacă mă duc într-un bar să beau o cafea sau o bere sau un pahar cu apă sau un suc, câte vreme nu mănânc în locația respectivă, trebuie să fumez. Că altfel aș sta cu ăsta în față, da? Și m-aș uita la el. Și cum nu pot să stau cu el numai în gură, că nu m-aș înțelege cu ceilalți, trebuie să-l mai dai de la buze din când în când și să fumezi. Sunt fumător. Nu-mi este rușine. Absolut deloc. Susțin activ o industrie. Da. Două industrie, chiar dacă mă gândesc și la aia. Două industrie. Am decis să fac asta. Și mă doare la bască că nu-i sănătos. Nu mă interesează. De când nu mai am voie să fumez în bar, un bar, da? Un bar. E o cămăruță. Nu ai voie nici acolo. Nu mă mai duc să beau cafea. Barul respectiv m-a pierdut ca și client. Da, da, a câștigat încă 30. Nu. N-a câștigat 30 de nefumători ca și clienți. Vă garantez. Nu o să-mi spuneți că acolo unde nu mai intră un fumător vor intra 20 de nefumători. Nu e adevărat. Dacă nefumătorii ar fi vrut să vină în bar, ar fi venit oricum. Dar ei nu veneau nici înainte și nu vor veni nici de acum încolo. Plus că e altă chestie să vii să bei un suc și să pleci. Altă este să vin eu, să beau 5-6 beri, să fumez jumătate de pachet de țigări și să plec acasă. Crâșmarul respectiv o să mă iubească pe mine. Pentru că cei care nu fumează
Își doresc un stil de viață sănătos. Ei nu fac abuzuri de niciun fel. Nu fac excese de niciun... Nu, pentru că altfel ar fuma. Nefumătorii sunt cei care propovăduiesc un stil de viață atât de sănătos încât ar fi rușinos pentru ei să fie văzuți într-un bar cu alcool în față. Niște ipocriți. Bă, nu mai vrem să fumăm pentru că noi milităm pentru un stil de viață sănătos. Uau, fumătorilor! După aia ce fac? Intră în bar și beau bere? Nu. Sau vin? Alcool? Doamne ferește! Nu. Se poate? Scuipăm în sân? Nu. Pentru că ei militează pentru un stil de viață sănătos? Cum să te duci într-un bar și să bei alcool? Tu care ești nefumător și lupți pentru stilul de viață sănătos? Vom trăi 500 de ani dacă nu fumăm. Și după aceea se duc în bar și beau alcool? Nu cred. De aceea logica mă îndeamnă să cred că nefumătorii, fiind atât de puri, nu beau nici alcool. Cu alte cuvinte, nu mergeau în bar. Nici înainte și nu vor merge nici de acum încolo. N-ați făcut decât să-l faceți pe Crâșmar să piardă un client. Pe mine. El va câștiga alții. Nefumători. Mai multe cluburi din țară vor organiza petreceri de adio pentru fumători în ultima zi de aplicare a noii legi antifumat, au spus sâmbătă reprezentanții unui club din centrul vechi al capitalei, care spun că patronii de cluburi și restaurante vor să respecte legislația antifumat după intrarea în vigoare. Cred că de azi a intrat, nu? Nu, de mâine, 15 martie. Legea prin care se interzice complet fumatul în toate spațiile închise va intra în vigoare pe 16 martie. Din această dată, cine va fi prins că fumează în cluburi, baruri, la birou sau în magazine, poate primi o amendă de până la 500 de lei, iar proprietarii spațiilor riscă suspendarea amenzii. Vorbeam despre legi prost făcute? Da, ce treabă are proprietarul spațiului? Cineva mi-a creat un scenariu foarte mișto, chiar zilele trecute. Este că pot eu să mă duc în... Uite, eu am un bar preferat. Am un loc preferat în care merg și beau cafeaua și mănânc și mă simt bine acolo. Peste drum e altul care nu-mi place. Și aș prefera să nu mai fie la acolo. Este că mă duc și stau cu un suc în față, ore în șir, timp în care dau un SMS la protecția consumatorului și spun că în locul în care mă găsesc eu cineva fumează. Mă uit pe geam, aștept să vină ăia și când vin ăia mi-a prinde repede o țigară. Intră ăia, mă văd fumând și îi dau amendă cui? Patronului! Nu mie, 500 de lei, ia ca scârț. Da? Patronul poate să rămână cu activitatea suspendată? De ce? Pentru că eu am vrut să-i fac un rău. Marți pe 15 martie în toată țara vor avea loc petreceri de adio pentru fumători. Reprezentanții companiei de consultanță imobiliară Regata Real Estate au estimat săptămâna aceasta că legea antifumat va afecta grav cel mult 5% din restaurantele și cluburile din România. Restaurante și cluburi, da. Ei nu pun și barurile. Legea antifumat va crea mici probleme pentru că sunt foarte dure normele de aplicare. Inițial va fi un șoc, consumul va fi afectat, apoi clienții se vor obișnui. Mă bucur că președintele Regata consideră chestia asta. El nu are mare lucru de pierdut. Aș prefera să luați punctul de vedere a crâșmarilor, a celor în care intrau 5 clienți pe zi și trăiau din vânzarea 50 de grame de vodcă și care supraviețuiau din vânzarea 50 de grame de vodcă, cei 5 clienți fiind fumători. Da? Așa să fii președintele Regata Real Estate, e ușor să spui, nu, se întâmplă frate mare lucru. Corect. De ce? Pentru că ești președintele Regata Real Estate. Când ești patron de la Mititelul Vesel, în colțul străzii, unde zilnic îți intră aceiași 5 oameni, fumători de Carpați, care beau o combinată și din asta supraviețuiești și te chinui să trăiești, pe ăla o să-l afectezi și încă grav. De ce? Că o să închidă. A, când ești patronul Regata Real Estate, da, o pierdere de 5% nu-i mare vrăjeală pe plan național. Doar că cei 5% vor fi totalul clienților omului ăsta.
Ce poți face? Puneam pe Facebook astăzi de dimineață și cred că am ajuns la final. Habar nu am la cât am început. Da. Ce poți face dacă se încalcă legea antifumat? Și spuneam pe Facebook că există variante. Poți... unde ești? Unde ești, frate? Sancțiune, etc. Poți să... vai de mine, nu mai văd. Poți să sun la poliție, poți să sun la jandarmerie, poți să sun la Oficiul pentru Protecția Consumatorului sau, cum spuneam pe Facebook, poți să vii cu torțe, furci, să-l prinzi pe fumător, să-l dezbraci la pielea goală și să-l bați în mijlocul străzii. Propun să mai intre și trasul pe roată. Trasul pe roată, da, îl prinzi pe fumător, l-ai văzut că fumează, Dumnezeule mare, cum să fumezi? Păi să poate... Dar e un exemplu negativ copiilor. Păi eu aș fi vrut să fumez într-un bar. Dar nu m-ați lăsat nici acolo, așa că fumez pe stradă. Da? Păi da, e un exemplu negativ copiilor. Du-ți copilul în bar, că guvernul în înțelepciunea lui infinită permite copiilor în continuare să intre în crâșmă, dar mie ca fumător nu. Lăsați copiii în baruri, lăsați-mă pe mine în părculeț și fumez acolo, că nu mă deranjează, fumez și în aer liber. Eu sunt fumător și voi continua să fumez indiferent de legea asta a lor. Da? Aș fi vrut să fumez într-un spațiu închis, aerisit, să nu mă vadă nimeni, Doamne ferește, și să stric educația copiilor, că sexul pe care îl dau la televizor, vai ce era să spun, care apar la televizor, maneliștii care își bat nevestele în direct la televizor, tâmpiții gen Măruță, Gâdea și alți căcați de ăștia cu ochi, Badea, ăștia nu influențează negativ. Filmele în care oamenii își taie capul unul altuia și își ciopârțesc corpurile unul altuia, aia nu le strică educația. Faptul că părinții se bat ca chiorii între ei în familie, nu le strică, eu le stric educația, fumătorul. De aceea aș fi vrut să mă autoexilez, să mă autoarestez într-un bar și să stau și să fac chestia asta într-un spațiu închis și controlat și nu mă lăsați. 20 mai am? Am terminat, nu? Păi cu asta vreau să închei oricum. Deci eu aș fi vrut să fac chestia asta, dar nu mă lăsați, m-ați dat afară și le stric educația copiilor. Da? În caz că mă vedeți fumând, vă rog, trăgeți-l pe roată, înțeapă cu el, ardeți-l cu lampa de, cum se cheamă lampa de pârliporcu, bre? Lampa de pârliporcu, da, pentru că e fumător. Legi făcute cu curul se cheamă astea. Și am voie să spun așa ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O viață sănătoasă vă doresc tuturor și rămâne să ne vedem mâine în altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!